Bună ziua, bine ați venit la ședința Consiliului Județean. O să... Avem prezenți din 36 de consilieri județeni, sunt prezenți 34. Fără domnul consilier Vreme și domnul consilier Menintea. Deci ședința este legal constituită, ne putem desfășura lucrările. Am invitat de asemenea și pe doamna director Ardeleanu Lenuța, director Serviciu Public Județean, domnul Popa Ciprian, director de DGASPC și director executiv adjunct a aparatului de specialitate. Înțeleg că pentru toate proiectele care au trecut prin comisie s-a obținut avizări favorabile. Ca atare o să dau citire ordinei de zi. Totuși, înainte de ordinea de zi, de a supune votului, am pentru obligația de a face o informare asupra ședinței de astăzi și a ceea ce s-a desfășurat în ședința trecută. Noi, așa cum bine știți, tot am încercat să găsim și avem pe ordinea de zi o rectificare de buget pentru Direcția de Protecție a Copilului, pentru asigurarea salariilor nete. Am reușit ieri, vreau să am o explicație ca să plecăm din capul locului cu anumite lucruri extrem de clare. Rectificarea pe care o facem noi acum nu putea fi posibilă până nu a apărut ordonanța de rectificare. Ordonanța de rectificare ne-a dat voie să mutăm o sumă dintr-un articol în alt articol, în așa fel încât să încercăm să plătim salariile restante celor de la DGASPC. În același timp, nu am abandonat demersul legal. Ieri am făcut solicitare de rectificare, chiar dacă a apărut ordonanța de rectificare a Guvernului și în care nu s-au alocat sumele pentru asistența socială. Am mai solicitat încă o dată aseară să ni se aloce sumele până la sfârșitul anului, pentru că noi suntem cumva și datori către bugetul de stat, cu plata contribuțiilor, nu numai cu plata salariilor. Știm foarte bine care este baza legală, de ce am făcut aceste solicitări, s-au făcut solicitări și prin UNCCR, s-a discutat și cu premierul Orban, să sperăm că vom avea o rezolvare favorabilă, dar deocamdată în această rectificare, care ar fi trebuit să apară și alocarea de sume pentru DGASPC, nu s-a făcut. Ca atare, am zis să luăm noi, dacă tot avem o posibilitate legală, și am găsit o soluție, să mutăm anumite sume. Am înțeles că și acest proiect a primit aviz favorabil, ceea ce mă bucură. În altă ordine de idei, știți foarte bine că a fost aprobat un contract de împrumut prin hotărâre de Consiliul Județean acum ceva timp, contract pe care eu l-am suspendat la semnare, tocmai în ideea de a solicita încă o dată către Ministerul Sănătății, către Ministrul Tătaru, să solicităm alocarea spre finanțare acceleratorului de particule, extrem de necesar, util și oportun pentru Spitalul Județean, dar se pare că nu am primit niciun răspuns până acum. Noi am primit o solicitare de la cel care ne furnizează, s-a semnat contractul pe data de 25.09.2019 și ne-a solicitat când poate să-l livreze, să punem o dată. Ca atare voi fi aproape obligat ca astăzi să semnăm contractul de împrumut pentru asigurarea finanțelor. Și pe această cale o să vă anunț că probabil vom face o ședință de îndată ca să facem rectificarea bugetară, să vedem când. Preferabil ar fi să o facem, o să încerc să o facem online ca să nu pierdem foarte mult timp pe săptămâna viitoare, ca să putem face și plata, să putem rectifica și să putem încadra bugetul. Nu mai avem foarte mult până la sfârșitul anului și să avem o execuție bună.
Am să dau citire ordinei de zi. Pentru ședința de azi, ordinea de zi este următoarea. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din data de 10.11.2020. 2. Proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 20 de metri pătrați din zona drumului județean DJ-117A, situat în sat Solunț, comuna Solunț, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumul Bacău, în favoarea SCDL Gaz Grid de sat. 3. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 4,20 metri pătrat din zona drumului județean DJ-252, situat în sat Curuiești, strada principală numărul 130, comuna Curuiești, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumul Bacău, în favoarea SCDL Gaz Grid. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 228 metri pătrați din zona drumului județean DJ-119A în sat Sascut, comuna Sascut, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și la administrarea serviciului public județean drumul Bacău, în favoarea SCDL Gaz Grid de sat. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 2 metri pătrați din zona drumului județean DJ-118, situat în sat Ienăchești, comuna Berești-Tarzlău, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și la administrarea serviciului public județean de drumul Bacău, în favoarea SCDL Gaz Grid. Proiect de hotărâre privind demiterea avizului pentru tarifele suplimentare de utilizare a drumului de interes local situate pe rasa comunei Zemeș. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul al treilea 2020 al județului Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului intitulat COVID-19 control sprijin pentru unitățile de învățământ special de stat din județul Bacău, cod SMIS 14.31.90. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? Mulțumesc! Ca atare, ordinea de zi a fost votată. Vă rog, domnul Vreun. La punctul 8, domnul președinte, nu votez, deoarece m-am făcut incompatibilitate. Mulțumesc. Am înțeles. Supun la vot aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din data de 10.11.2020. Da, scuzeți. Da, un pic. De asemenea, mai avem suplimentar, de fapt, asta era partea cel mai important pe proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Sărata unui sector din drumul județean DJ-119B de la kilometrul 0 până la kilometrul 3+230, situat pe rasa administrativă teritorială a Comunei Sărata, și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bacău pe anul 2020. Supun la vot și ordinea suplimentară. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc frumos. Și ordinea de zi suplimentară a fost adoptată. La punctul 1 din ordinea de zi, dau cuvântul doamnei secretar general pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din 10.11.2020. Mulțumesc frumos, domnule președinte, potrivit prevederilor codului administrativ, astfel cum a fost modificat și completat ulterior, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 10.11.2020. Vă rog, cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Voturi împotrivă? Procesul verbal a fost adoptat. Vă mulțumesc. La punctul 2 din ordinea de zi, prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz sau unui drept de servitute. Doamna secretar, vă rog.
Mulțumesc, domnule președinte. SCD Gasgridesa a solicitat prin adresa din 9-11 înregistrează la Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitude asupra terenului în suprafață de 20 de metri pătrați în favoarea SCD Gasgridesa, reprezentând suprafața de teren necesară pentru alimentarea cu energie electrică a fermei aparținând societății Fratoro SRL prin amplasarea rețelei electrice de la lungul drumului județean DJ-117A din satul Solonț, comuna Solon, județul Bacău, în scopul realizării lucrării alimentare cu energie electrică, ferma SECE Fratoro SRL, pentru racordare. În favoarea solicitantului, în calitate de titular al autorizației de înființare pentru capacități energetice, în aplicarea prevederilor legii speciale, legea 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, există posibilitatea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și a dreptului de serviciu de trecere supraterană asupra terenului în suprafață totală de 20 de metri pătrați în vederea executării lucrărilor despre care s-a vorbit în adresă. Terenul aparține domeniului public al județului Bacău, astfel cum rezultă din hotărârea Guvernului numărul 134/2001, privind atestarea domeniului public al județului Bacău. Bunul imobil menționat anterior se află în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, potrivit dispozițiilor hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 59/2018, privind aprobarea contractului de administrare încheiat între județul Bacău și Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău și a prevederilor contractului de administrare încheiat în acest sens. Menționăm că Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău a apreciat ca fiind necesară constituirea drepturilor referite anterior, așa cum se precizează și prin nota de fundamentare transmisă cu adresa 4807 din 16-11-2020, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub numărul 18239 din 17-11. Față de cele precizate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitude asupra terenului în suprafață de 20 de metri pătrați în zona drumului județean DJ-117A, situat în sat Solon, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea SCD Gasgridesa. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Hotărârea a fost adoptată. Mulțumesc. La punctul 3 din ordinea de zi, vă rog, doamna secretar, referatul de aprobare privind hotărârea constituirii unui drept de uz sau unui drept de servitude. Este același tip de propunere de act administrativ, din care SCD Gasgrid a solicitat de data aceasta suprafața un teren în suprafață de 4,20 m în zona drumului județean DJ-252, în sat Curuiești, strada principală numărul 130, comuna Curuiești, județul Bacău, care urmează a fi ocupată o conductă de distribuție gaze naturale și de branșamente aferente, în vederea realizării obiectivului branșament gaze naturale presiune redusă pentru racordarea la sistemul de distribuție și transport gaze naturale a imobilului aparținând doamnei Unciuleac Margioara din localitatea Curuiești, strada principală numărul 130, județul Bacău. Regimul juridic al terenului este același ca și în proiectul anterior. Deci terenul aparține domeniului public al județului Bacău, astfel cum rezultă din hotărârea Guvernului 1347/2001 privind atestarea domeniului public al județului, precum și a municipiului, orașelor și comunelor din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare. Bunul imobil menționat anterior se află în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău. Acest serviciu public și-a dat deja avizul favorabil pentru constituirea acestui drept. Față de cele menționate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitude asupra terenului suprafață de 4,20 m din zona drumului județean DJ-252, situat în sat Curești, strada principală numărul 130, comuna Curești, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri în favoarea SCD Gasgridesa. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 4 din ordinea de zi, o să prezinte tot doamna secretar generală referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. E un proiect de hotărâre în aceeași manieră.
E un obiect asemănător celor alte două, doar că de data aceasta vorbim de un drept de uși de servitute, ce se vrea a fi constituit asupra unui teren în suprafață de 228 de metri pătrați din zona drumului județean DJ119A, din sat Sascut, comuna Sascut, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău în favoarea SC Telgaz SA. S-au făcut solicitările, lucrarea ce urmează a se realiza constă în amplasarea în subteran a conductei de alimentare perpendicular pe conducta de distribuție gaze naturale la o adâncime de 0,9 metri la limita de proprietate. Raportul la sistemul de distribuție transport gaze naturale va fi din țeavă PE cu diametru de 110 mm, lungime de 11 metri, debit gaze naturale 975 mc pe oră, iar branșamentul de gaze naturale de presiune redusă SDR 11, lungime 11 metri. Lucrarea se va realiza pentru racordarea imobilului din sat Sascut, comuna Sascut, județul Bacău, la sistemul de distribuție și transport gaze naturale. Lucrarea proiectată afectează drumul județean DJ119A, iar în acest sens beneficiarul lucrării a obținut acordul prealabil și autorizația pentru amplasarea și execuția lucrării în zona drumului județean DJ119A de la administratorul drumului județean. Serviciul Public Județean de Drumuri a apreciat deja ca fiind necesară constituirea acestor drepturi referite anterior, astfel cum este precizat și nota de fundamentare numărul 4797 din 16-11-2020, față de cele menționate, supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 228 metri pătrați din zona drumului județean DJ119A, sat Sascut, comuna Sascut, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri în favoarea SC Telgaz Vechi S.A. Vă rog, cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul numărul 5, în ordinea de zi, prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre de doamnă secretar general, privind constituirea unui drept de uși sau unui drept de servitute. Pentru o suprafață de 2 metri, în vederea realizării lucrării montare de prosări în deviație 20 de kW, cetățuia din LEA 20 kW, Stanița, Belești, Traslău, județul Bacău, necesar extinderii rețelei electrice existente prin supratraversarea drumului județean DJ118 în satul Nercheș, comuna Belești, Traslău. Avem și aici avizul favorabil de la Serviciul Public Județean de Drumuri. Față de cele menționate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uși a unui drept de servitute asupra terenului suprafață de 2 metri pătrați din zona drumului județean DJ118 din satul Nercheș, comuna Belești, Traslău, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău în favoarea SC Telgaz Vechi S.A. Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Votul împotrivă. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. La punctul 6 din ordinea de zi, prin referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind emiterea avizului pentru tarife suplimentare de utilizare a drumurilor de interes local situate pe raza Comunei Zemeș, doamna secretar general, vă rog să prezentați referatul de aprobare. Vă mulțumesc, domnule președinte, primarul Comunei Zemeș a înregistrat la Consiliul Județean Bacău o adresă prin care solicită emiterea unui aviz pentru tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor locale, precum și asupra tarifelor de utilizare a zonei drumurilor de interes local. Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău, prin adresa numărul 4420 din 26-10, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub numărul 16723 din 26-10-2020, ne aduce la cunoștință că tarifele propuse de către primarul Comunei Zemeș în anexele 1 și 2 sunt la nivelul celor aprobate pentru anul 2020 și nu depășesc nivelul tarifelor pentru drumurile de interes județean. Facem precizarea că, în conformitate cu prevederile articolului 41 alineatul 2, alineatul 21 și alineatul 22 litera C și al articolului 47 alineatul 7, alineatul 10 litera C, din ordonanța Guvernului 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările și completările ulterioare, administratorul drumului stabilește tarife suplimentare pe utilizarea drumurilor pentru efectuarea transportului cu vehicule cu depășirea maselor și sau dimensiunilor maxime admise, precum și tarife pentru ocuparea zonei drumului și
excepțiile de la plata acestora, care se aprobă prin hotărârea Consiliului Local cu avizul Consiliului Județean. Având în vedere cele menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind emiterea avizului pentru tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes local situate pe raza Comunei Zemeș. Se pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotriva? Mulțumesc, avizul a fost adoptat proiectul de hotărâre. Mulțumesc. La punctul 7 din ordinea de zi, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul 3 pe 2020 al județului Bacău. Vă rog, domnul secretar, ar trebui doamna director, dacă ați citit referatul de aprobare, vă rog. Potrivit articolului 49, alineatul 12 și 13 din Legea Finanțelor Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, coordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificare bugetară locală. Contul general de execuție bugetară conține conturile de execuție bugetară ale instituțiilor subordonate și aparatului propriu în funcție de sursa de finanțare. Execuția bugetară pe surse de finanțare și pe secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare, secțiunea de dezvoltare, la data de 30.09, a fost deja prezentată prin referatul de aprobare al domnului președinte și supus spre analiză în comisiile de specialitate. Au fost încasate venituri în sumă de 26.396.000 lei, au fost efectuate cheltuieli totale în sumă de 23.563.000 lei. Sursa de finanțare, venituri proprii și subvenții din bugetul local prezintă un excedent în sumă de 2.833.000 lei, din care 2.577.000 lei aferent secțiunii de funcționare, 256.000 lei aferent secțiunii de dezvoltare. Având în vedere că încasările bugetare înregistrate pe fiecare sursă de finanțare pe total venitul, precum și pe cele două secțiuni, depășesc nivelul plăților efectuate la partea de cheltuieli pe fiecare sursă de finanțare și pe cele două secțiuni, concluzionăm că nu se impune redimensionarea cheltuielilor în raport cu gradul de încasare a veniturilor. Detalierile execuției bugetare pe fiecare sursă de finanțare și pe cele două secțiuni detaliate la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și raniate, sunt prezentate în anexele la proiectul de hotărâre. Față de cele prezentate, se pune spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 1-2020 al județului Bacău. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Votul împotrivă? Proiectul a fost adoptat. La punctul 8 din ordinea de zi, prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului intitulat COVID-19 control, sprijin pentru unitățile de învățământ special de stat din județul Bacău, cod SMIS 143190. Vă rog, doamnă secretar, pe scurt, cred că noi... Mulțumesc, tare. Dacă o să rog aici, dacă sunt întrebări, avem pe domnul director în sală și orice întrebare poate să răspundă la acest proiect. Mulțumesc. Județul Bacău, prin autoritatea sa deliberativă, Consiliul Județean Bacău, intenționează să depună în vederea finanțării proiectul COVID-19 control, sprijin pentru unitățile de învățământ special de stat din județul Bacău, în cadrul programului operațional infrastructură mare, POIM, axa prioritară nouă, protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prioritatea de investiții 9A, investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel înalt, regional, național și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, obiectivul specific 9.1, creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, care vizează promovarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.
Acest proiect Sprijin pentru unitățile de învățământ special de stat din județul Bacău vizează dotarea unităților de învățământ special de stat din județul Bacău, Școala Gimnazială Specială Maria Montessori Bacău, Școala Gimnazială numărul 7 Târgu Ocna, Școala Gimnazială numărul 22 Bacău, Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 1 Bacău, Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești, Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești, secția Onești, cu echipamente de protecție, dispozitivele medicale în contextul prevenirii, depistării din timp și diminuării răspândirii potențiale a infecției cauzate de virusul SARS-CoV-2. Prin implementarea acestui proiect se creează infrastructura funcțională și se asigură resursele materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile minime sanitare și de protecție în unitățile de învățământ special de stat de pe raza județului Bacău. Obiectivul general al proiectului reprezintă limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia în unitățile de învățământ preuniversitar special de stat din județul Bacău. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.508.520,25 lei, inclusiv TVA, finanțarea realizându-se integral din fonduri europene nerambursabile. Se vor asigura de către județul Bacău sumele reprezentând cheltuielile neeligibile, neprevăzute și sau conexe, ce pot apărea pe durata implementării proiectului, precum și toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării de contări ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. Față de cele precizate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului intitulat COVID-19 Control, sprijin pentru unitățile de învățământ special de stat din județul Bacău, cod SMIS 143.190, apel proiecte POIN 881/9/1, consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! Supun la vot proiectul de hotărâre. Da, vă rog! Vă rog, doamna! Comisia de Sănătate, Asistență Socială, Sport și Tineret a analizat acest proiect. Țin să felicit Direcția de Dezvoltare Durabilă a Consiliului Județean pentru înaintarea acestui proiect, ținând cont de profilul activității din școlile la care are referire acest proiect. Aș vrea să fac o mențiune. Am discutat cu domnul director în Comisia de Sănătate, ceea ce am observat, prețurile sunt foarte, foarte mari, dar dânsul ne-a asigurat că sunt prețuri estimative, iar achiziția se va face în urma unei licitații publice la cel mai mic preț pentru indicatorii tehnici din proiect. Am dorit să știm dacă rămân, am înțeles pe de altă parte că nu se poate umbla la numărul de articole cuprinse în proiect. Dacă rămân sume restante, se mai pot folosi tot în același scop, pentru că fondul total s-a aprobat pentru acest scop. Da, înțeleg, doamna doctor, eu pot să vă răspund eu, pot să vă răspundă și domnul director, în mod evident că se pot folosi sume care sunt eligibile, dar pentru mai multe lămuriri o să vorbească și domnul director. În mod cert, ceea ce este propus, așa când se face fiecare buget aprobat, este estimativ și ulterior urmează procedurile de achiziție care să determine prețul la care se decontează. Așa se procedează și la bugetul județului, așa se procedează și se respectă legea. Nu. Sunt doar prețuri estimative, în spate au oferte de preț, deci nu au fost puse aleator. Da? Și pentru mai multe rămâni, domnul director, e al treilea proiect care îl aprobăm pe această zonă. Vă rog, domnul director. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, ceea ce este la mapă în proiectul de hotărâre reprezintă prețuri estimative, pe baza căruia s-a construit bugetul și pe baza căruia, într-adevăr, am făcut cererea de finanțare. După aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare,
se va face o licitație deschisă la care vor putea participa toți cei care sunt interesați și care îndeplinesc condițiile. Cât despre întrebarea a doua a doamnei consilier, bineînțeles că se pot face, dacă vor fi economii, bineînțeles că se va putea face un act adițional și pe baza materialelor necesare, fundamentate de către cele patru școli speciale, se va face o nouă licitație pentru suma rămasă. Mulțumesc! Este în regulă? Da? Mulțumesc! Atunci, dacă nu mai sunt alte observații sau alte precizări de cerut, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Se abține cineva? Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc frumos! La punctul 9 din ordinea de zi, privind referatul, o să prezinte referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Sărata a unui sector din drumul județean Deje 119B, de la kilometru 0 până la kilometru 3+230, poate raza administrativ teritorial a Comunei Sărata. Vă rog, doamna secretar. Mulțumesc, domnule președinte. Primarul Comunei Sărata, prin adresa numărul 7289, registrată la Serviciul Public Județean de Târgu Bacău, prin numărul 4884, din 20.11.2020, a înaintat hotărârea Consiliului Local Sărata numărul 75, din 20.11.2020, cu privire la preluarea temporară a unui sector de drum județean, proprietate publică a județului Bacău, din administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în administrarea Consiliului Local al Comunei Sărata din județul Bacău. Față de această solicitare, Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău, în calitate de administrator al sectorului de drum, DG119B, conform dispozițiilor legale, și-a exprimat acordul prin adresa numărul 4836, din 18.11.2020, cu privire la darea în administrare a respectivului sector de drum județean pe întreaga perioadă necesară pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare. Prin lucrările care se intenționează a fi executate, se urmărește asigurarea condițiilor eficiente de siguranță rutieră participanților la trafic, îmbunătățirea stării de viabilitate a sectorului de drum județean DG119B, îmbunătățirea condițiilor de viață și a standardelor de muncă, asigurarea fluenței traficului existent și de perspectivă, facilitând în acest sens tranzitarea localității, sprijinirea și promovarea dezvoltării locale, atât din punct de vedere economic cât și social, prin îmbunătățirea condițiilor de infrastructură rutieră care susțin creșterea economică. Dreptul de proprietate al județului Bacău asupra unui imobil, sectorul din drumul județean DG119B, care face obiectul solicitării Consiliului Local al Comunei Sărata, materializată prin hotărârea Consiliului Local Sărata pe care am menționat-o, este înscris în Carta Funciară sub numărul 62.310. În conformitate cu prevederile articolului 167 alineatul 1 Cod Civil, dreptul de administrare se constituie prin hotărârea Guvernului sau a Consiliului Județean după caz, făcându-se astfel prin lege următoarea prevedere. Pentru realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul, extravilanul unor localități pot fi preluate temporar în administrarea autorităților administrației publice locale la solicitarea acestora cu acordul administratorului drumului. Precizăm totodată faptul că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ale actului normativ pe care l-am precizat anterior, după realizarea recepției finale a lucrărilor realizate, sectorul de drum precizat va reveni în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău. Față de cele menționate deja, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Sărata unui sector din drumul județean DG119B de la kilometrul 0 până la kilometrul 3+230, situat pe raza administrativ-teritorială a Comunei Sărata. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Cine este pentru? Am niște gândiri. Vă rog! Cine? Am intervenție. Înaintea votării, da? Da, sigur! Vă rog! După vot, ce rând mai am? Pentru început, voi face o observație vis-a-vis de transparența științelor noastre. Unul din motivele pentru care ne-am depus cu Consiliul Liberal, a depus un proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de modificare a regulamentului, a fost tocmai acela de a intra în legalitate în ceea ce privește transparența. Și mai exact,
anularea, transmiterea ședințelor. În regulamentul actual nu avem această prevedere. Nu că n-ar fi necesară și benefică, ne-o dorim, dar trebuie să intrăm în legalitate. Și pentru că trenează includerea acestui proiect de zi, mai venim cu un proiect de modificare a articolului 38 din regulamentul de organizare și funcționare, cel din 2013, făcând precizări asupra transparenței. Să-l punem în concordanță cu codul administrativ. Codul administrativ spune în mod expres, transparența se asigură prin, se poate asigura prin transmiterea pe internet a ședințelor Consiliului Județean. Revenind acum la... Stați un pic, stai să termini și vreau să-i răspund eu. Revenind la proiectul nostru, profit de faptul este doamna Adelea aici, așa am înțeles, și vreau să întreb, revenind la un demers mai vechi al unui primar liberal, în speță primarul din Gura Văii, în data de 15 iunie 2020, a solicitat trecerea de administrare a unui adunul de județean DJ-119, Temilian Gura Văii Ponești. De ce atunci nu s-a putut da la administrare și acum se poate? Precizez că vom vota, noi liberale vom vota pentru acest proiect. Pentru că în felul ăsta degrăbăm județul de un efort financiar. Dacă se poate face această reabilitare cu banii guvernului, este foarte bine. Dar vreau să știu de ce atunci nu s-a făcut și acum se poate. Aștept răspuns. Da, eu o să fac în felul următor. Întrebările noastre nu se referă exact la acest proiect. Și cred că sunteți de acord cu mine că se referă la o situație anterioară în care nu era această organizare. Totuși propun, pentru că aveți două întrebări, propun să discutăm la final ceea ce a spus dumneavoastră, noi să trecem la vot la acest proiect, dacă suntem de acord sau nu, și o să vă răspund și pentru regulament, și pentru de ce nu s-a trecut atunci, la final, dacă aveți ceva împotrivă. E regulă să pun. Atunci supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog, cine este pentru? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat. La punctul 10 din ordinea de zi, referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bacău pe anul 2020. Aici am să fac eu o scurtă prezentare, am spus-o și la începutul ședinței, am încercat să găsim soluții pentru asigurarea salariilor nete și a eliminat din capul locului anumite speculații referitoare la faptul că este obligația Consiliului Județean să asigure DGASFC-ul de finanțare. Știți că aici eu două chestiuni. Una asigură guvernul până la 90% din costul funcționării și standardele de cost, de fapt, ca să putem funcționa. Noi, până în acest moment, am asigurat, până a se face această rectificare, am asigurat 66% din finanțare, din bugetul propriu. Cu această sumă, în mod cert, va crește finanțarea, dar repet ce am spus și în ședințele anterioare. Este un efort al Consiliului Județean ca să nu rămână salariații DGASFC fără salarii nete, pentru că nu o să plătim contribuțiile din treaba asta, nu avem cum. Mai trebuie să ne gândim și pentru luna următoare, să vedem ce soluții găsim în situația în care nu s-a aprobat rectificarea de buget. Și am mai făcut o ultimă încercare, de asta am și puntat, am mai făcut o ultimă încercare, să sperăm că în al 12-lea ceas se va asigura finanțarea necesară pentru funcționarea asistenței sociale la nivelul județului. Și vă spun și de unde este sursa. Sursa este, din ținând cont că învățământul este online, noi avem asigurat acolo un fond de 7 milioane pentru laptele și cornul, ținând cont că ne apropiem de finalul anului
și de faptul că învățământul este online, am considerat oportun și necesar să virăm această sumă către plata salariilor de GSPC, permițându-ne legea în acest moment după aprobarea ordonanței de urgență de rectificare. Alte sume nu au mai fost prevăzute, dar ne-a dat un articol în care putem să mutăm aceste sume. Oricum, noi aveam pregătit ca și soluții de rezervă adresă către Ministerul de Finanțe, dacă nu se făcea această precizare, tocmai pentru a reuși să mutăm aceste sume și să facem ce, tot ce depinde de noi, să le asigurăm salariile. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări la acest proiect de hotărâre, vă rog, domnul consilier Județean. Domnul președinte, pentru o lună am aprobat 4 milioane, dacă nu știu început în aceste luni, pentru a plăti salariile, pentru o lună am avut această discuție. Ce de 400? Și v-am întrebat pentru cât timp vor avea angajații asigurate? Pentru o lună de zile, aceeași lucru se întâmplă și acum. Da. Dar nici luna trecută, nici în această lună, pentru asigurările sociale nu este prevăzut nimic. Dumneavoastră a spus la începutul ședinței. Adică suntem în plină pandemie și totuși angajații nu sunt asigurați. Dar trecut s-au luat bani de pe capitolul de cultură și infrastructură. Acum am văzut că modificările trecerea celor sumele defalcate pe partea de învățământ și de acolo din nou pe partea de GSPC. Și în același timp, toată lumea și a observat, am avut o discuție la Comisia Economică, cu doamna de la direcție, în luna august s-a terminat bugetul de salarii. Se vede foarte clar. Hai să vă explic punctul ăla, că mai aveți de completat, vă explic pe fiecare aspect în parte, repet și ceea ce am spus și data trecută. Da, și sunt curios, luna viitoare, dacă de la bugetul central nu vor veni bani, de unde vom mai lua? Vă răspund și la întrebarea asta. Am să vă precizez următorul lucru. Data trecută, când am făcut acea rectificare, am luat direct de pe salariile instituțiilor subordonate, de la cheltuieli de personal. Am făcut o ajustare de buget, am propus-o dumneavoastră și a fost aprobată. A fost vorba de o sumă de 5.400.000 care să asigure salariile nete. Contribuțiile care trebuie spirate nu înseamnă că dacă nu s-a plătit, noi rămânem cu această datorie. Nu înseamnă că dacă nu am plătit contribuțiile, salariatul nu este asigurat. 2. Ceea ce am făcut acum, mutarea celor 7 milioane de la asistență socială pe învățământ, ce presupune programul Laptele și Cornul, e în mod evident, e o rezervă, un excedent, pentru că nu s-a cheltuit, că n-aveam cum să cheltuim, ținând cont că ele sunt acasă. Ca atare, dacă nu ne-ar fi permis ordonanța, noi trebuia să rămână acolo și banii ăștia plecau înapoi la bugetul de stat. 3. Pentru luna următoare, dacă ați fost atent, în ceea ce am trecut noi în referatul de aprobare și în comisie, mai apar o sumă de 5.560.000. 5.560.000 îi mutăm acum, tot în acest proiect. Adică noi o să virăm efectiv 7 milioane în care aveam un cod și ceea ce ne s-a repartizat tot pe laptele și pornul, îi mutăm tot acum ca, cu posibilitatea de a-i vira ulterior, dacă mă înțelegeți ce am vrut să spun. Aia va fi rezerva pentru luna următoare. Cam astea sunt sumele pe care noi, în acest moment, le putem pune la dispoziția de GSPC pentru plata salariilor. Din ele o să plătim și o mică parte din contribuții, pentru că o să închidem la un moment dat, de la o lună la alta. O să plătim și o mică parte din contribuții. Dar nu puteam să facem această virare tot în acest, în această hotărâre, proiect de hotărâre. Și vă spun și de ce. Pentru că ea este dată prin ordonanța de rectificare care a apărut acum câteva zile. Deci, pe de-o parte, ce avea un fond mi s-a permis să mutăm și l-am mutat, ce urmează să devină, o să-i mutăm ulterior. E regulat? Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc frumos și acum vreau să răspund domnului consilier Județean Olteanu.
referitor la regulament. După cum vedeți, noi asigurăm transparența de când am condus ședințele, toate ședințele au fost publice, transmise live, nu, într-adevăr nu există, că la momentul în 2013 nu exista această obligativitate, așa cum bine a spus la articolul 38. Să știți că faptul că nu am supus în această ședință regulamentul și propunerea de comisie pentru elaborarea regulamentului a avut o cauză legală. Știți foarte bine că doamna secretar general a sunat la noastră și a întrebat că pentru a putea să facem acea propunere vă trebuia un număr de consilieri județeni care să propună. Noi n-avem, repet, chiar suntem perfect de acord să modificăm regulamentul. Și aici doamna secretar general poate să vă dea explicația legală de care aveți nevoie. Știu că aș discuta cu noastră în particular, dacă nu mă șer. Da, și aș și explicat. Noi ca să putem, noi de asta am și întârziat și am lăsat o portiță la un moment dat ca să putem să venim cu ordine de zi suplimentară. Așa cum am lăsat și o portiță pentru a suplimenta ordinea de zi cu componența a tot. Dar știți că noi nu putem să obligăm prefectura să-mi trimită documentul pentru a supune dezbaterii unui nou proiect de hotărâre. Ca atare, întâmplarea fericită a făcut să apară ordonanța și a putut suplimenta pentru o cauză chiar extrem de, chiar socială. Referitor la regulament, repet, acolo trebuia un număr de consilieri care să propună acest lucru. Nu am nicio problemă și chiar vreau și chiar îmi doresc să modificăm regulamentul, să facem și noi propuneri și noastră în conformitate cu codul administrativ. Doamna secretar, vă rog, explicația legală, ca să fim... În momentul în care a ajuns proiectul de hotărâre la structura secretarului general al județului pentru a completa proiectul ordine de zi, am sunat precădere pe domnul Olteanu, dar mai înainte chiar pe doamna Țară Lungă, pentru că dânsa prin adresă de înaintare ne-a transmis proiectul propunerea, da? Am sunat de patru ori, nu mi s-a răspuns, de patru ori am sunat pe domnul Olteanu, într-un final am vorbit cu doamna Țară Lungă, mi-a spus să ia legătura cu domnul general Olteanu, am insistat, am vorbit de vreo două, trei ori, domnule consilier. Domnul președinte deja a spus și nu aș mai avea ce completa decât, permiteți-mi să apelez la conștiință și să recunoașteți că am sunat. Domnul președinte a insistat de trei ori să intre pe ordinea de zi. Am vorbit și a spus că sunteți de acord să perfectăm proiectul și a rămas că vom face pentru ședința următoare cu prioritate. A fost înțeles greșit. Nu am reproșat. Să fim bineînțeleși, nu am reproșat. Oricum, chiar dacă se punea pe ordinea de zi astăzi, până la adoptarea, modificarea regulamentului de organizare și funcționare, dura ceva timp. E o muncă laborioasă asta. Și trebuie să fie o muncă serioasă și laborioasă să se iasă un regulament bun. Eu am spus că până atunci facem un proiect pentru modificarea articolului 38. Nu am reproșat. Dar totuși, care este numărul acela de consilieri care trebuie să fie, să inițieze un proiect de hotărâre? Se pot organiza comisii speciale de analiză și verificare, exact în categoria aceasta este inclusă și comisia pe care dumneavoastră v-ați propus-o, formate din consilieri județeni, așa cum ați fi invocat, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor în funcție sau a președintelui Consiliului Județean. Atunci v-am explicat când ați depus inițiativa cu număr de consilieri și mai era necesar încă patru persoane. V-am întrebat dacă vreți să în privința transparenței, pentru că despre asta vorbim, presupun că vă referiți la suplimentarea ordinii de zi și a faptului că ați primit materialele ieri cu suplimentarea. La asta vă refeream. Nu, transparența era referitoare la posibilitatea cetățenilor de a asista la ședințe. Asta era lucru. Am salutat asta, dar trebuie să venim înapoi cu regulamentul și trebuie modificat regulamentul să fie cadrul legal asigurat. Trebuie să vă răspund și la doua întrebare, o să vă răspund ce știu eu. Sau
referitor la drumul Gura-Bălu. Eu știu așa, cred că undeva, în luna iunie, dacă nu mă înșel, a fost depus la CNI un proiect pentru, tocmai pentru a ușura bugetul județului, pentru finanțarea acelui drum, pentru a se face. Noi știm foarte bine, eu am trecut și eu de numărată ori pe acolo și am văzut în ce hal era. Ca atare, știu că în luna iunie a fost depus un proiect pentru finanțarea. Doi, ce știu acum, nu a trecut în administrarea localității Gura-Bălu și bine a fost. Pentru că astăzi este asfaltat. Deci în acest moment, eu de ce știu, este asfaltat și cred că știu bine. Pentru că în momentul când am preluat conducerea Consiliului Județean, asta a fost una din priorități. Dacă era prevăzut la finanțare pe CNI și eu am fost la doamna director generală Pătășcoiu cu această problemă. Și se poate vedea. Eu mi-am afișat public toate intervențiile pe care le-am făcut. Nu văd de ce ar fi trecut în greutatea comunei acest drum, care până la urmă nu aparține nici primarului, nu aparține nici Consiliului Județean, aparține în primul rând la cetățean. Faptul că s-a realizat acest lucru e un lucru benefic și în câteva luni. Într-un fel sau altul s-a realizat. Noi am primit răspuns, dacă nu mă înșel atunci, de la vreo câteva luni, la CNI, dura, trebuie să facem și altceva. Ca atare, aveam noi măsură de a asfalta acest drum. Dar vă rog, domnul consilier, dacă vreți să vă... E răspunsul corect și dacă vreți o să vă dea la mure și doamna director. De ce nu s-a putut atunci? Cu o simplă și importantă completare. S-a depus acest proiect pe planul național de construcții de interes public, iar în regulament scria clar că trebuie să fii proprietar. De asta nu puteam noi, dacă trebuia să-l dăm sau vreau să-l dăm la Gura-Bălu, trebuia să-l retragem de pe cea listă de investiții. Noi așteptând ca guvernul să ne ajute, să ne sprijine. Am înțeles, nu s-a putut, am luat-o noi de la capăt. De asta n-am putut să-l dăm la Gura-Bălu de la început. Pentru că pe 9 iulie, când am depus acest proiect la guvern, nu se putea. Regulamentul interzicea și vă rog frumos să citiți. Vreau să vă spun un lucru. E clar că nu este o chestiune de legalitate aici, faptul că am aprobat și puterea acum cu sărata, ci o chestiune de oportunitate. Consider că nu era oportun și nici nu putea să fie finanțat. Dar, dacă mai doriți alte completări, poate să vă răspund și doamna director de la drumul, deși însă e doar tehnic, aici e o chestiune de decizie, de oportunitate și nu de legalitate. Aș vrea doar să, dacă nu mai sunt alte completări la ordinea de zi sau alte discuții, aș vrea doar să vă anunț că undeva pe la începutul lunii decembrie se va semna contractul POIM pentru apă și canal. Eu vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat în aceste două săptămâni și chiar și dumneavoastră pentru faptul că ați aprobat cu celeritate cele patru hotărâri de Consiliul Județean. S-a reușit într-un termen extrem, extrem de scurt și să se încarce în program, în aplicație, toate documentele și aparatul tehnic al Consiliului Județean și al CRAB-ului și plus, ca să nu zic primarii din orice parte și chiarului politic, chiar s-au mișcat foarte repede și au înțeles importanța acestui proiect. Așa că sunt în măsură să vă anunț că undeva săptămâna viitoare e posibil să semnăm acest proiect extrem de important. O să-l semnez eu în calitate de președinte ADIF și un reprezentant sau un secretar de stat sau ministru fondurilor europene. Vă mulțumesc. Deci cam asta a fost tot. Vă mulțumesc. Dacă nu sunt alte completări, declar ședința închisă. Vă mulțumesc. O zi bună și un weekend plăcut și sănătate.